Bun găsit, domnilor și domnilor, este cod galben de ploi torențiale, valabil pentru cea mai mare parte a țării, până în această noapte la ora 2 vor fi ploi însemnate, cantitativ se pot acumula de la 20 până la 40 de litri pe metru pătrat, vor fi și căderi de grindină, iar vântul va sufla cu rafale de la 55 și până la 70 de km pe oră. Va mai fi în vigoare și um, vor mai fi în vigoare avertizări de caniculă pentru astăzi, cod roșu, cod portocaliu și cod galben, temperaturile vor mai urca până spre 40 41 de grade. Dar de mâine temperaturile mai coboară, puțin așa încât meteorologii au mai schimbat avertizările. Va fi în vigoare un cod galben dar și unul portocaliu valabil pentru sudul extrem al țării. Aici vor fi valori de până la 37 de grade. În această noapte vor fi valori într-o ușoară scădere față de nopțile precedente. Vor fi minime de la 12 și până la 26 de grade. Iar mâine, valorile maxime se vor încadra între 30 și 37 de grade. Va fi fi variabil în prima parte a zilei, după amiază, din nou, a trebuit să ne așteptăm la avețe și fenomene electrice, mai ales la munte, dar și în sudul țării, pe arii mai restânse în rest, s-ar putea să apară și ceva căderi de grindină, dar și intensificarea ale în timpul ploilor. În capitală, temperatura aerului mai coboară față de astăzi, se va înregistra mâine o maximă de 37 de grade, însă tot va fi cod portocaliu. În prima parte a zilei va fi cer variabil, după amiază cresc șansele pentru averțe și fenomene electrice. O zi asemănătoare din punct de vedere termic va fi sâmbătă. Se pot înregistra de la 29 și până la 37 de grade. Și din nou, după amiază, se schimbă aspectul vremii. Apar averse și fenomene electrice în regiunile de munte. La fel se va întâmpla și în regiunea sudică sau în estul țării, pe spații mai restânse De asemenea, în zona Transilvaniei s-ar putea să mai plouă și vântul va avea intensificări din timpul ploilor. În capitală nu se modifică foarte mult aspectul termic. 37-38 de grade va fi maxima zilei, așadar tot vorbim de caniculă și disconfort termic accentuat. În prima parte a zilei va fi soare, din nou după amiază nori vor sânge, rândurile și cresc șansele pentru averse și fenomene electrice. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc!